Doi bărbați căutați de autorități au fost prinși de polițiștii de frontieră în timp ce încercau să treacă râul Prut cu ajutorul unei camere de tractor pentru a ajunge ilegal în România. Unul dintre bărbații prinși de polițiști încercând să intre ilegal în țară avea și un mandat european de arestare, fiind căutat de autoritățile din Germania pentru trafic de droguri. În urma cercetărilor efectuate și din declarațiile persoanelor, lucrătorii noștri au stabilit că cei în cauză sunt Vasile T., cetățean român și din Republica Moldova, în vârstă de 40 de ani, și Ilie B., cetățean Republica Moldova, în vârstă de 28 de ani, care au trecut râul Prut cu ajutorul unei camere de tractor, intenționând să ajungă într-un sat din spațiul Schengen. Pe timpul cercetărilor, polițiștii de frontieră au stabilit faptul că pe numele lui Vasile T. există un mandat european de arestare emis în anul 2016 de autoritățile din Germania pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. De asemenea, în urma verificărilor, lucrătorii noștri au constatat că celălalt bărbat, Ilie B., a mai fost depistat de polițiștii de frontieră din cadrul SPF Foltești în anul 2012, încercând să treacă ilegal frontiera dintre Republica Moldova și România, fiind apoi predat autorităților din țara vecină în vederea continuării cercetărilor. A declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, Denis Lazar. Polițiștii de frontieră efectuează în cauză cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, urmând ca la finalizare să fie luate măsurile legale ce se impun. Totodată, Vasile T. a fost preluat de către o echipă operativă din cadrul IPJ Galați în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun.